Ia. Nu-mi trebuie, lasă, mănâncă tu. Astea sunt. Deschide, ne auzi? Da, da, imediat. Nu mă pricep. Lăsați că vă pricepeți foarte bine. Atunci noi o să venim peste 3 zile. Mama! Mama! Oh, mama! Ce faci? Ce faci? Ce e asta, mama? Mănâncă, poate ți-e foame. Hai. Hai acasă. Ce faci? Ce cald. Da, hai. Stai! Stai! Era un om extraordinar, datorită mărinimie, generozității, carismei ei, șarmului ei. Oh, mânce-ți năravul, vârcolace, doamne, doamne. De ce te joci în cenușă, hm? Ca să mă bați. Vrei tu să te bat, mamă? Vreau, nu vreau, tot ai să mă bați. Oh, hai că nu te bate, mamă, fugi repede și te spală. De draga Olteanu, nici nu cutezam să mă apropii. Adică forța asta ei și mai ales când lucra. Pentru că am lucrat împreună, te făcea să, ce, și nu numai pe mine, să te dai la o parte. Cum multă lume spune, când eram student și trecea, nu știu, Albulescu, ne lipeam de zid. Așa era draga, când trecea prin teatru, ne lipeam de zid. Adică, și nu ne făcuse nimic, nu ne-a făcut niciodată bau. Dimpotrivă. Dar avea siguranța profesionistului, pentru că asta impune. Ruxandra! Nu! Mamă! Ei, ce faci? N-auzi? E copilul meu. Dragul mamă, pui-o mamă. Cum ai ajuns tu aici, mamă? Du-te acasă, mamă. Pe tine, mamă. Lasă, du-te acasă, hai, dragul mami. Te roagă, mamă. Du-te acasă, puiul mami. Du-te acasă. Lasă să plece. Du-te, bă. Du-te. Mereu, du-te, du-te, du-te acasă, mamă. Hai, mă, nu înțelegi? Nu! Lasă, du-te, du-te, nu mă. Da, nu da. Du-te, mă. Ce ne îmbrățești așa? Du-te acasă. Vin. De ce nu mă asculti? Nu ți-am spus să pleci. Treci în rând. N-ai cum să pătrunzi în lumea teatrală direct pe scenă și să spui că tu ești cel mai tare, tu ești extraordinar. Nu, pentru că tu trebuie să înțelegi că ceilalți dinaintea ta au pus covorul, au pus cândura, s-au urcat pe ea, au creat atmosfera și pe urmă apar și tu. Respectă-ți bătrânii și, cum spunea ea, oamenii înaintași, pentru că după aceea tu vei veni cu o lume extraordinară. Hai, ia-mă ta, mănâncă, ți-o fi foame. Ascultă, Eva. Ce zi o fi astăzi? Ce-o fi făcând afurisitul ăla al meu? O fi ajuns acasă? Doamne, numai atâta mai vreau. Să apuc să-l văd mare. Mi se pare foarte important să facem împreună acest gest de reverență către mari actori pe care a avut țara asta. Am avut niște actori absolut, absolut fenomenali, îndrăznesc să spun. Crucea lui de caporal. De ce dai, mă? Ce dai? Îți în nevastă? Învăț eu! Na! Să-ți fie bărăt, cancelaria! Să te înveți niște! Da, mă! Da, că-s muiere fără bărbat. Dar să știi, eu nu semnez. Ieși! Afară! Ieși afară, că te omor! Despre doamna Draga Olteanu,
am avut șansa, am avut marea onoare să îmi petrec și eu câtva timp alături de ei. Du-te, Nică, să te aduci! Îmi face rog la Am petrecut 4 ani cât am fost în institut, am jucat mult la Teatrul Național. 4 ani plini în Teatrul Național. La momentul cu Hagi Tudoți au început repetițiile și țin minte că ne-am întâlnit într-o cabină mai mare undeva la etajul 1 la Teatrul Național. Doamna Draga Olteanu era deja prezentă, venea întotdeauna mult înaintea altora. Tu găsi? Ai fi mândare pe undeva? Trebuie o să fi trebuit că eu A, bă, da, pe boale, câteva picățeni de ceare. Bă, tu la rămâi ca preci ăsta de malagioaice. Bine că nu mi-a dat răfoc. M-au primit, m-au felicitat, m-au adoptat, m-au... Și am început lectura, prima lectură. Asta știu că m-a șocat. La prima lectură, doamna Draga știa textul. Rolul ei era deja învățat pe din afară. Eu când mă gândesc... Eu nu mă gândesc... Ce fel de om ai mai fost dumneata? Ca toți oamenii. Ca toți, ca toți. Dar ce scrie la Sfânta Evanghelie? Prima întâlnire a fost o întâlnire așa de fight, de atac, pur și simplu. Da. Unde te duci? Unde mă duc? Da, unde mă duc? Da, mă duc să-mi iau... Să-mi iau să... Ne luăm insula în primire. Ce insula? Păi să-mi spune domnul rădăcitor. Așa este. Numai 3 luni să-mi fie scutier și îl voi face guvernator. Ce? Și să mă lase singură cu cei 10 copii ai noștri? Nu-mi trebuie nicio insulă! După ce cai trântor și leneș, asta-i mai trebuie să-i vând gargăuni în cap! Hai în casă! Hai în casă! Trebuie să interpretez rolul fiului ei, scumpei Draga Olteanu, și ne-am întâlnit pe platou de filmare. Și începe... Scumpa Draga, dar pe unde, mă, pe unde-i fost, pe un cutar? Și încep și eu. Dar pe unde să fiu, mamă, unde să fiu? Începu și eu să vorbesc ardelenești. S-a supărat. Am mers la cabină, am discutat. Și am spus, am luat-o în brațe și am zis, da, mă plec în fața dumneavoastră, sunteți o istorie a teatrului. Dați-mi voie și mie să pătrund undeva acolo lângă. Sancho! Sancho! Trântore! Știi ce se alege de un pântec leneș după ce îi se cântă deasupra, Doamne, miluiește? O nevastă bună trebuie să fie prevăzătoare. Locul trântorilor e niad. Mie îmi place ce spui. Bravo, ai personalitate. Primești toată dragostea. M-a luat, am intrat pe scenă, am făcut așa cum trebuia să facem personajele, le-am făcut totul și aia a fost... cu de fudră, cum zice francezul, la prima vedere între mine și scumpa, și iată și cuvântul e clar, Draga Olteanu Matei. Va să zic că iarăși cu gândul la insula aceea blestemată. Blestemată. Of, dacă tot nu ești bun de nimic, vorba aia, ai putea să fii măcar guvernator. Aș putea fi, numai că nu-mi place să mă bat. Eu sunt paști. Și fricos. Da, că nu-mi plac loviturile. Șefii nu se vâră niciodată în luptă. Eu am avut surprinderea ca la sfârșitul unui spectacol, seara premierei, să vină dânsa la mine. Și mi-a zis, mi-a plăcut cum ai făcut în seara asta, îmi place cum îți faci rolul. Deci, practic, mă încuraja. Venise cu niște complimente. Noi nu vorbisem niciodată nimic. Și mi-a descris exact ce am făcut. Aici erai blestemat-o! Cu plecăciune, boierule! De ce ne amărăști tu pe noi? Spune! Rău faci, boierule! Nenorocești fata! Te duci acasă! Va să zic că ai luat... Razna! Ce o să le spui la ceilalți? Cu ce te alegi de pe urma lui? Îl iubesc! Deci în clipa aia am zis, hopa! Deci femeia asta e atentă la cel mai mic detaliu. Pentru că eu eram cel mai mic detaliu din piesa aia. Eram chiar cel mai mic detaliu. Eram la același nivel. Noi discutam, noi eram doi profesioniști care vorbeam despre o chestie pe care o făcuse ea. Deci ea făcuse.
Eu participasem cu o fărâmă și eu mi-am dat silința cât am putut, dar eu atât aveam, n-aveam mai mult. Dar ea a fost, cum să zic, alături de mine în chestia aia. Și mai departe, când m-am dus să joc, iar eram cu totul, adică eu și cu doamna Draga facem spectacolul ăsta, adică... Voinicii mei veniți, zice scriva cu foc, peste multe se adună, hai plecai! Ei au fost trupă. Ei au fost o trupă și întâmplător, așa s-a întâmplat, așa a fost, s-au adunat talentele astea. Gândiți-vă, cu Amza Pelea, cu Cozorici, Silvia Popovici, Draga Olteanu, Rauțchi, ei toți s-au adunat acolo, într-un teatru. Și era o trupă, erau niște tineri entuziaști și ei, pentru că erau abia ieșiți de pe băncile facultății, de pe scenele facultății, și aveau acel entuziasm, aveau regizor, Vlad Mugur. Vlad Mugur era atunci la Craiova. Ia câtele copchilele le vedeți, așa cum le-am procopsit de 37 de ani încheieți. Aristiți-o, mamă, s-il vous plaît. Câți ani aveți vous? 18 pe 19, mama. Mersi. Et toi, qu'a lipsit? 16 pe 17, mama. Ei, minșuni, minșuni v-am spus! Ia-n catațele și șetite, jucate, procopsite, șurparisuite! Și teatru fără această emulație, fără acest entuziasm de echipă, fără aceste lucruri pe care ți le dorești, tânjești către ele, vrei să realizezi această determinare de a crea, nu se poate face. Dacă n-a clanțul și să nu mă mai aud când mă otrăvit zilele, care mă calci pe rochii? Cum nătucă! Cum nătucă! Iartă-le! Dă-mi pași, dă-mi pași! Simt că mă pierd, apă! De mine! Ba să-mi faceți mai bine, a vă veni în sârcini, că voi da niște marghiolii din unii spute cara! Povestea de colegul ei, de Dumitru Rocăreanu, că... cum se ajutau între ei, cum se respectau, cum își ridicau unul altul la plasă, cum zicem noi. Am învățat foarte multe de la ea și o tehnică foarte bună. Ce spune astăzi? Dă-mi rușine. Ia încate la el și se fasolește. Parcă e dimoazelă de pansion. Dar nu mă întinde la scară? Dă parola de onoare cu degetul cel mare de la mâna dreaptă. Adică să-mi dau parola de onoare cu tine? Tu! Bate-te, cucumangosetule, să te bată, spune odată cât e spintic. Draga Olteanu era parcă era o chintesență, pentru că ea reușea să-i unească pe toți. Era motorul pleiadei ăsta de aur, generației de aur. Era un om extraordinar, parcă era o lună de aia când apare pe cer și toate stelele în jurul ei. Haideți, dă-ți cu veselie, hai la bani să alergăm, și-n plăcerea cel mai bine până mâini să te-l jucăm. La cei mari din facultății tăi o să ne închinăm, ca pe scara societății tot mai sus să ne înălțăm. Au avut și noroc. Și norocul lor a fost în ceilalți. S-au avut unii pe alții, chiar dacă relațiile dintre ei nu erau strălucitoare în fiecare zi. De la un anumit nivel al tensiunilor încolo, tensiunea devenea sprijin. În ranguri urcă și de nimeni nu se încurcă. Curcă, 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 curcă! Și-nspre ținta ce-o atrage, după dânsa vă va trage! Rage, 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 rage! Rage, rage, rage! Sentimentul ăsta de breaslă prima la ei. Avea doamna Draga în cabină, avea o fotografie și am zis, dumneavoastră? Zice, da, crezi că n-am fost și eu tineric cu umorul pe care îl plasa tot timpul. Zic, bă. Și era așa, erau ochii decupați. Ochii verzi, albaștri, nu mai știu, erau în orice caz o culoare deschisă. Dom'le, dar erau atât de... Țin minte că am avut așa o tresărire, erau
o putere în ochii ăia, sigur că era redusă și fotografia, zic, Doamne, dar ce frumoasă erați. Să nu spui, mamă, că ne-am nenorocit. Toate trei, că ești major și o să spună că ești tu și ai tăcut. Nu, tanti? Da, Irina, mamă. Eu să te fi făcut că nu cunosc când am venit la gare. Cum venea? Pleca, naibii. Și acum trăiam toate fericite. Dar voi m-ați trimis la gară. Ei, asta e. Dacă spunea mama ta să te arunci în pus, tu te aruncai. Sufletul și parcă bateria aia de energie care ne încărca pe toți. Ne crea așa o atmosferă extraordinară. Umplea sufletele. Ochii aia, sufletul ăla era enorm. O frumusețe de om încerca să dăvească cât se poate din experiența ei. Că nu să-mi pierd noaptea pe la nunț cu toți învățătorii. 7 discursuri și o sarma. Merde mie de nunt, asta ca nu tata de sanatoriu de Hingheri. Mă, tăticule, am vorbit cu oamenii ăștia, îți dă cadou înapoi. Nu, dracu, de cadou, nu m-a făcut pe mine o pungă de roz în plic. E vorba de ce promite omul când e om. Hai, mă, tăticule, ce ești prost, mă, ce dracu, mă? Dacă aș de cât îmi bate eu capul să fac rost de parale pentru tine. Este un gen de actor, Draga Olteanu, un gen de actor privilegiat, care este la fel de puternic în comedie cum e în dramă. Unii actori nu reușesc să atingă aceste două extreme la fel de intens, dar la ea erau egale. M-am nenorocit. M-am nenorocit. S-a dus dracului viața mea. Am nenorocit. Era genul de actor care asculta asta. Am fost foarte impresionată că mie mi se părea că vedetele trebuie să se manifeste plenar. Și, ori, doamna Draga era genul de actriță care era cu minte, primea de la regizor, adapta, făcea, prelucra, dar în același timp și propunea. Și propunea niște lucruri care sigur că erau îmbrățișate de regizor, pentru că propunea numai lucruri juste. Juste, niciodată, în afara contextului dramatic. Ascultă, toderașule, eu nu vreau să-mi aud vorbe din pricina ta. Că eu nu mă pot lega de bărbatul niciunei muieri când stai tu acasă. Am certificat medical? Sunt suferind. Ești suferind de prostie, de asta ești suferind. Da. N-o toderași, dragule. Te mâne să faci bine, să vii la lucru, ai auzit? Ea era chiar foarte generoasă la capitolul ăsta. Plăcea că cineva fură de la ea, învață niște lucruri, ascultă niște lucruri. O energie cum cred că făcea la un loc cât o distribuție întreagă de 20 de persoane. Ce mai acum mă urâtul ăsta? De-o col, că e plin cu jeratic! Și tu ce stai așa, mă, fată, mă? Parcă te-am duce la groapă! Haide, mă, ha! Când ne-am mai, hai să zic, împrietenit, e mult spus, dar când a devenit o relație mai normală, cel puțin din punctul meu de vedere, adică când îndrăzneam să vorbesc cu doamna Draga, mi-a zis, păi eu întotdeauna fac așa. Eu primesc rolul, mă duc acasă și mă gândesc. Hai, mă, ficioraș, că avem pilaf de curcan, avem sarmale, o țuică de scrapă măseaua. Uite, un coș întreg îl dăm și ție și damigeana asta. Da, salam ai. Ce salam? Parizen. Tu n-auzi, mă, că am pui la frigare, pâine în țăs și vin puterea ursului. De unde dracu să-ți dau parizen, mă? Păi vezi, nu te-ai orientat. Eu aia mănânc. Încă te-ar pune ce să te mănânce. Ia, ține coșul ăsta, că-ți dau ești parizer. Să-l văd întâi. O, stați arăngăți astea. Băguță! Mă, du-te de unde știi și adu-mi parizer! Zici și de muștar. Și muștar, mă! Bine, bine! Avea înțelepciunea de a-ți da povețe de viață cum rar mi-a fost dat. Atât de înțeleaptă încât pur și simplu parcă aveam impresia că decodifică tot ce se întâmplă în societate, îți spunea exact unde e rana. Spectatorul când vine, el vrea să vadă realitatea, dar îmbrăcată într-un pachetel frumos. Nu exista să n-aibă un sfat bun, o pildă care ne-o spunea frumos, delicat, ca să nu ne jignească poate niște lucruri care nu le vedeam noi poate greșit. Dacă nu ești pe scenă, lui publicul, te vede, stă și se uită la tine. El e cel care dă verdictul. Dacă n-ai sprijinul spectatorului, cariera ta e compromisă. Când sunteți talentați, veți fi văzuți, pentru că
vă vede spectator. Da, dragă, era o ființă foarte pozitivă și puternică și aducea o lume întreagă când intra în scenă sau stăteam la repetiții, la discuții, emana o energie deosebită. Un actor de forță interioară, un actor foarte modern, foarte modern, cu nuanțe subtile, sensibilitate, era așa un amestec de forță cu fragilitate și cu niște lucruri pe care le nuanța, pentru că avea această știință a nuanțării, și le nuanța și le folosea exact acolo unde trebuie. Deci era un actor profesionist de săvârșit. Mai femeie, acum lasă-mă să mănânc. Văzusem în filme, știam ce mare profesionist este și ăsta era motivul pentru care nu îndrăzneam nici măcar să... Bună ziua, bună ziua! Eu n-am apucat să joc în filmele pe care le-a scris, dar le-am văzut. Adică le-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Și toată lumea o admira pentru asta. Ești pravitule, mântură lume! Teleleule, nu te-ai mai săturat de bătut codru! Pace ție, femeie! Ce faci? Tu ești ăla de-mi strici bărbatul, ai? Să ne lase singuri pe drumuri, ai? Unde ți-a sufletul de păpămă? Ei, lasă că nu-mi strici tu mie casa, faraoane! O natură creatoare, care nu s-a mulțumit niciodată cu ceea ce a avut strict, și a căutat să-și lărgească sfera de interes. A făcut foarte mult film în viața ei și niște roluri absolut memorabile, Dar totuși să scrii un scenariu de film nu e ușor lucru și nu e același lucru cu lucrul la scenă. Trebuie să ai o cu totul altă abordare. Povestea colegilor ei, că scrie, că face, cred că începuse și chiar cu Chirița să facă niște schițe, își pusese în gând. Și iată că s-a întâmplat. A scris scenariu, a făcut filmul. Toată lumea o admira pentru filmele pe care le-a scris. Le-am văzut și mi-au plăcut foarte mult. Le recomand oricui. Plină de haz și construite profesionist ca scenariu aceste filme. Nu te privește! O servitoare se cuvine să fie discretă, dragă! Cât ai dat pe legătura de ceapă? Nu te privește! Hai, mișcă! Că întârzi abroze la liceu și nu-i mâncare gata! Cât ai dat pe legătura de ceapă? Ce? Ai spui ori nu spui? Nu spun! Cât ai dat? Tu o legătură, leu, ce-i nebunit? Păi vezi că știi, mă! Ai ajuns să faci și tu pe nebuna, nenorocito! Dacă cineva vrea să facă un test de modernitate cu interpretarea dumneei sau cu filmele pe care le-a scris ca scenaristă, să le vadă împreună cu copiii. Da? Dacă te uiți împreună cu copiii tăi la aceste filme, dacă ei pleacă și nu vor să le vadă, înseamnă că nu sunt chiar așa de moderne, pentru că ei văd chestii extrem de moderne, copiii. Dacă rezistă la un asemenea film și dacă mai și râd și dacă îți mai și repetă niște replici din film după ce s-a încheiat vizionarea, înseamnă că filmul este perfect actual. Încă aud omul. Cine e omul dumneavoastră? Dar un Juvete. Oh, Mr. Juvete? Înseamnă că dumneavoastră sunteți Mrs. Juvete. Oh, scuzați. Poftiți, vă rog. Era o persoană foarte puternică, determinată și hotărâtă să reușească să facă. Și sigur, această forță de creație pe care o avea, o caracteriza. Leonidu, deșteaptă sunt eu acum. Păi de mituri, asta dumneata știi. Bravo-s, bobocule! Nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Avea, da, un ambitus, o deschidere extraordinară, de la Coana Chirița până la rolul din Patima. Talentată. Deci era un om cu o forță creatoare extraordinară. Și care, în clipa în care apărea, impunea și era o prezență impresionantă. Am ajuns la mâna băieților să mă ție băiețe. Bietul tatăl tău Dumnezeu să-l odihnească și să-l ierte. Putea să-mi lase și mie o moșie. Amă-i mică.
Cu baucea, să am din ce trăi. Taie, s-a priceput doar să scrie la testament. Rog pe scumpii mei fii să aibă grijă de iubita mea soție. Taie, soro! Foc, nu dăm foc. Frumos răspuns. N-am ce zice. Și scumpii lui fii îmi dă 20.000 de lei pe lună. Niciodată n-am întârziat. N-am văzut-o întârziind. V-am zis, tot timpul era acolo. Deci când era nevoie de ea, la ora 10, când începea repetiția, era deja, venea de la cabină în costum de scenă sau de repetiție. Dragă Olteanu aduna pe toată lumea. Ea era cea care polariza foarte mult și organiza și făcea tot felul de lucruri. Ce cauți tu aici? Da, unde-i vrea să fiu? La Jimbolia? Și tu să te lăfăi în casa și în averea mea? Cu ce drept îmi cer socoteală? Cu tâlharule! Nu mai am niciun drept asupra averii mele! Proprietarul fabricii sunt eu, stimată doamnă. Cred că faceți confuzie. Domiciliul dumneavoastră este la Jimbolia. Te dau în judecată! Pe tine și pe tâlharii cu care te-ai înhăitat ca să mă jefuiți! În ultima parte a vieții s-a retras în afara Bucureștiului. Sigur că a avut și șocul ăla îngrozitor în care i s-a dărâmat casa peste noapte. Știu că a venit la teatru. Au dărâmat, hai să nu zic peste noapte, dar într-o săptămână i-au dărâmat casa. Și a stat la hotel nu știu câtă vreme. N-a doborât-o. Sigur că a fost șocat, a fost un șoc și a încărcat mașina și ce fac cu lucrurile. Pur și simplu a venit, s-a făcut linia de tramvai, care e astăzi pe Armenească, linia de tramvai, și s-au tăiat case. Unde sunt? Sunt la manifestație. Unde vrei să fie? N-ai văzut? Sunt ruinată, sunt la pământ, sunt ruinată, sunt la pământ. Păuna, ce vrei să faci? Stai, Păuna! Era un om extraordinar, datorită mărinimiei, generozității, carismei ei, șarmului ei. Eu, ce dorm, m-am apucat aici, la stomac. Pentru că n-ai mâncat nimic de azi dimineață. Arunci banii așa, cu nemiluita. Draga mea, viața nu e făcută numai din piei și din argăseală. Mai sunt o mulțime de lucruri pe care nu le cunoști. Dar ai timp să le înveți. Nu există o senzație de plenitudine, de satisfacție interioară, artistică, mai mare decât cea care se naște după ce ai avut un spectacol bun, un rol bun. Bonjour, să trăiți, domnule doctor. Poftiți la masa dumneavoastră preferată. Pei, cu ce vă putem servi? Ce ai mai bun? De băut? Șampanie. Sunt sifonel de la gheață. Arderea asta imediată pe scenă, într-un spectacol pe care îl iubești, într-un rol pe care îl iubești, e o împlinire, o împlinire totală. A fost o întâlnire, n-a fost de dimensiuni mari, nu ne-am întâlnit de multe ori. Sigur că lucrul la un spectacol înseamnă mult, dar este un spot acolo, în memoria mea, luminos, bine conturat și am o mare bucurie că pot să vorbesc despre doamna draga Olteanu. Acum nu mai am nimic. Nu mai am nimic. Nu mai am. Avea dreptate, Sever. Unde sunt copiii mei?